Toți cei care tranzitează punctele de frontieră românești sunt supuși unui control amănunțit atât asupra documentelor cât și asupra bagajelor, fiind verificați în toate bazele de date pentru a se vedea dacă nu există alerte pe numele lor. Înăsprirea controalelor la frontierele externe ale Uniunii Europene a fost dispusă de Consiliul pentru Afaceri Interne al Uniunii. În această perioadă, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu celelalte instituții care au atribuții în punctele de trecere a frontierei, efectuează verificări amănunțite asupra persoanelor și mijloacelor de transport care tranzitează frontiera, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară, în conformitate cu prevederile legislației interne și internaționale. Măsura are caracter temporar, scopul fiind prevenirea tranzitării frontierei de către persoane provenite din state aflate în zonele de conflict, care pot derula activități ce reprezintă o amenințare reală la adresa securității interne și externe. Ca și în alte puncte de trecere a frontierei din țară, și la Giurgiu s-a decis suplimentarea personalului care își desfășoară activitatea la verificarea documentelor și de creșterea numărului arterelor de control din punctele de frontieră. Aceste măsuri s-au luat pentru evitarea aglomerației, însă timpii de așteptare nu sunt mai mari, având în vedere că se circulă alternativ pe podul Prieteniei, iar pentru că accesul mijloacelor de transport se face din jumătate în jumătate de oră, există timp suficient pentru controlul celor care tranzitează acest punct.